Președintele României, Claus Iohannis, este de părere că trebuie purtate discuții cu autoritățile austriece privind aderarea țării noastre la spațiul Schengen. Voi avea o serie întreagă de discuții pentru a vedea cum putem să abordăm cel mai bine aceste chestiuni, cum putem să abordăm Austria, Olanda, Bulgaria, cum putem să facem următorul pas. Voi avea întâlniri cu premierul suedez și, sigur, vom începe discuția și cu austriecii. Nu putem să, și nici nu trebuie să evităm astfel de discuții. Claus Iohannis a mai subliniat înaintea participării la summitul Uniunea Europeană Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est că nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau a autorităților publice.